Daniela vă întreabă, părinte, să iubesc pe vrăjmașul Domnului, cum pot să-i judec? Adică, probabil se referă la faptul cum să iubim pe vrăjmașii lui Dumnezeu, totuși. Adică, cumva ar trebui să iubim vrăjmașii. Și cum ar trebui să facem fără să judecăm? Eu fac o distinție care de la mine, dar, mă rog, mie mi-a fost de folos și mi este de folos, între a judeca și a osândi. Deci, una este că judec că un păcat este păcat. Deci, un om care face un despru, desunează. Bă, e un păcat. Și alta este să o osândesc pe acel om. Pentru că nu știu niciodată contextul în care omul, că e bărbat, că e femeie, a ajuns să facă păcatul respectiv. Dar păcatul rămâne păcat. Deci judecata trebuie să spun, bă, ăsta e păcat și nu trebuie să-l fac eu și nici cei apropiați mie. Nu desfrânam. Asta înseamnă că îl osândesc eu. Dumnezeu știe ce e cu el, cu sufletul lui. Trebuie să mă rog pentru el. Deci trebuie să mă rog pentru el. Și dacă așa mai practic, hai să spunem, ne sfătuiești cu duhovnicul, da, eu spun, dacă ai pe cineva, de obicei apropiat, că problema este nu cum să-l urăsc eu. Mă rog, eu încerc să nu răsun nici pe Putin, că l-a tot citat acolo, sau pe călălaltul de la... pe Fauci, na, ca să luăm și din partea cealaltă, pe cineva, sau pe Biden, așa. Încerc să nu am ure de tipul ăsta, sau de la noi, Rafila sau Arafat. Încerc să n-am ure de tipul ăsta. Dar dacă am, Doamne ferește, acasă, mă enervează soacra, mă enervează învățătoarea copilului, mă enervează soția, așa, atunci spun, încerc să pun, eu le cer celor care au așa de nevoie pe niște persoane concrete, nu abstracte, cu toate că și ea, Biden și Putin, nu sunt abstracți, dar sunt foarte depărtați. Ăștia concreți, haide să ne rugăm, hai să punem Tatăl nostru pentru el. Deci spunem o dată pe zi, Tatăl nostru pentru el. Bă, o spun pentru el. Până când o să-mi treacă sentimentul ăsta de ură față de respectiv. Acum, mă rog pentru Iuda, întrebare de Balaș. Da. Pentru Iuda Iscarteanu. Mă rog pentru diavol. Nu e bine. Există și sfânt. Mi se pare că Isaac Siru, dar nu mai știu care, care se roagă și pentru diavol. Dar eu nu m-aș băga să mă rog pentru diavol, pentru că e foarte, foarte complicat și e ispititor și e viclean și atunci pot să ajung în mari, mari încurcători. Mă rog eu pentru Iuda? Nici pentru Iuda nu m-aș băga să mă rog. Adică odată ce s-a întâmplat și odată ce biserica l-a așezat acolo, Dumnezeu știe ce face cu Iuda. Doamne ferește să ajung în această situație a lui Iuda, ceea ce se poate întâmpla prin lepădarea de Hristos, chiar dacă aparent, uite, eu vin și vorbesc aici de Hristos, dar de fapt, în inima mea și în viața mea să fac exact contra. Atunci sunt asemenea lui Iuda. Deci, hai să ne rug, pentru vrăjmașii ăștia mai caznicii noștri, dar să ne rugăm spunând Tatăl nostru. Pentru el alți abstracți, abstracți în sensul că nu avem de a face cu ei, dar de mai mari lumea acestea, cârmitorii, lumea acestea, sau ai orașelor, sau ai țării noastre, pentru ea mai degrabă prefer să ignor. Pentru că am pățit lucrul acesta și o pățesc destul de des. Da. La spovedanie vin și spun, părinte, nu mai suport pe cutărică din cauza restricțiilor care apar sau nu știu ce. Bă, ok, dar dacă tu ajungi la judecată și tu într-adevăr nu-l suporți pe ăsta. Și acum se întâmplă că hotărăște Dumnezeu, bă, în clipa asta trebuie să mori. Și tu vii la judecată cu răutatea asta, cum crezi că o să treci? Și nici nu-ți face bine, că degeaba nu suport eu pe Biden sau pe Fauci, degeaba nu-i suport eu pe ei, pentru că tot nu le face niciun... Da, mă rog pentru ei, Doamne, eu mă rog, să știți că eu mă rog pentru luminarea cârmitorilor lumii acestea. Da, lumina zi, Doamne, pe ăștia, să se termine odată nebunia, să se facă pace, să se facă pace între Ucraina și Rusia, să facă să termine nebunia cu pandemia, să se facă pace între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia de Moscova, să facă pace în... Mă rog, pentru luminarea lor. De ăștia sunt persoane abstracte. Pe mine mă interesează să fii pentru ăștia să nu te lași urâțit de răutatea care vine dinspre ei sau o consideră ca tare și mai ales pentru cei de aproape. Ăștia cu aia de-a face. Vecinul care îți bate în țeavă sau îți dă cu bor mașina când ți-e lumea mai dragă. Atunci, pentru a da, un Tatăl nostru spus.